războiul ăsta s-a transformat, că i-a mai cerut odată demisia prin aprilie, de atunci a început. Războiul ăsta s-a transformat într-un aparent așa politic, adică în față e, băi, tu ești cu Orban, eu sunt Câțu, hai să vedem cum ne împăcăm, ce facem mai departe. Până la urmă, tot de la bani e treaba, pentru că și Câțu inițial, acum o lună, când era împotriva hotărârii astea cu impozitarea cu 15% a multinaționalelor, n-a putut să dea explicații. Au întrebat colegii de la Bursa să spună de ce ar fi rău ca banii multinaționalelor să nu mai fie scoși din țară, adică exact pe programul pe care Liviu Dragnea mergea, nu că am fi noi, am avea propensiuni maxime la Dragnea, dar cum a apărut la Dragnea chestiunea asta că scor multinaționale banii din țară și explica el pe la tablă, dacă ți-ai aduce aminte, cum se duc toți banii de la toate companiile multinaționale, ies din țară, nu știu ce, atunci a venit și presiunea, s-a accelerat tot și a dispărut și Dragnea din peisaj. Câțu a venit, deci Câțu care, unul dovedit că unul dintre cei mai mari speculanți, bursieri și ce a făcut primul, are prim-ministru și primul fost ministru de care era cu offshore, cu toate chestiunile astea și care, dacă ți-aduce aminte, apărea cu declarații de alea bombă pe care le dădea despre, ba despre șomaj, ba despre evoluția leleului, ba nu știu ce și după aia pe piața din exterior exploda euro, după aia se întâmpla nu știu ce cădere, se făceau împrumuturi, cât sunt nici astăzi n-a explicat ce a făcut cu 80 și ceva de miliarde împrumutate anul trecut, deși lumea așteaptă să spună, poate a făcut lucruri bune, dar să vedem despre ce e vorba. Deci Câțu acum o lună nu putea să explice de ce nu e bine ca banii ăștia, Câțu ar fi 15% atâta, dar dintr-un volum foarte mare al multinaționalului, e o sumă care s-ar duce la buget, adică tot în interesul românilor, nu explica de ce nu e în regulă să rămână în țară. Până la urmă, după ce s-a dat aprobarea, și aici vreau să mai spun o chestie de culise pe care o dau în premieră, că de aici a apărut războiul și Câțu i-a cerut ieri demisia lui Nazar, a zis să-și o dea urgent, a venit că da, domnule, e în regulă. Deci jocul a fost următor. Inițial erau 130 de state care au fost pentru și România, conform informațiilor pe care le am, se abținuse, adică era incertă chestiunea, iar știrea premergătoare, comunicatul de presă, așa a plecat. 130 de state au fost pentru și că din cele 139 și că doar 9 s-au opus, între care Ungaria, Belarus, mă rog, și niște țări de-astea foarte puțin importante. După care aflăm că Nazare și cu toți au fost pentru acolo, s-a votat și au apărut 131 de țări, că dacă te uiți pe link-ul, noi am și dat link-ul respectiv, o să vezi că de la știrea inițială în care titlul e mare cu 130 de țări și cu tot textul, există link-ul și în știrea dată de ei, acolo apar 131 de țări, pe comunicatul dat în engleză și în franceză, deci 131 de țări. România s-a sucit în ultimul moment.